Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. În Republica Fantastică România se fac o grămadă de inaugurări și după care se fac și o grămadă de reparații. Încă o inaugurare electorală sfârșește prost. CNAIR, compania de drumuri, anunță că, citez, pune în siguranță podul peste Argeș de pe DN5, reparat și inaugurat, cum ar veni, chiar înaintea alegerilor din 2020 de prim-ministru Ludovic Orban, alături de ministrul transporturilor la vremea respectivă, Lucian Bode. Așa. Da, e vorba despre podul de la Dunații Copăceni pe drumul București-Giurgiu. Deci veste foarte proastă pentru vilegiaturiștii filoeleni, ca noi. Adică noi pe drumul ăla, știi, mergem încolo, spre Ruse, Culata, Promahona, Spac. Gaza. Da. Deci așadar, CNAIR a pus în siguranță podul. Când auzi pune în siguranță, înțelegi exact ce se întâmplă. Podul a devenit nesigur pentru circulație și trebuie intervenit cumva, dacă se poate. Deci nu e bine. În mai puțin de 2 ani, s-ar zice că mai puțin de 2 ani s-a stricat. Dar nu, deoarece primele probleme semnificative au fost observate la mai puțin de 10 luni de la inaugurare. Deci la 10 luni, în septembrie 2021, la mai puțin de un an de la redeschiderea circulației, care s-a făcut în noiembrie, CNAIR a constatat, citez, deficiențe de execuție confirmate și de expertiza tehnică și o săgeată, adică în limbaj inginere, săgeata arată deformarea. O deformare, s-a lăsat pe burtă, cum ar veni, o săgeată a podului de 19-20 de centimetri. Valoare dublă față de toleranța maximă permisă. Vedeți, copii, de asta trebuie să învățați fizică. Da, săgeată. Adică, practic, podul e, cum te gândești, el ar trebui să fie așa ca un creon pus pe doi suporți sau mai mulți suporți. Și a făcut burtă. S-a transformat într-o macaroană fiartă. Și îl face burtă, lasă. Și pe acolo nu e bine, la mijloc nu e regulă. S-a lăsat pe mijloc, deci cu 20 de centimetri. Și este nevoie de punere în siguranță acum, adică de proptirea tablierului. Tablierul e ăla pe care, suprafața podului. De proptirea tablierului, pentru ca podul să nu se lase și mai mult. Deci vedeți, propteaua, conceptul de proptea în România, în Republica Fantastică România, se extinde. Adică avem mii de incompetențe angajați pe proptele în țara asta. Acum avem și pe partea incinerească proptele la investițiile pe bani publici. Reparațiile la acest pod au costat aproape 10 milioane de lei, în principiu bani europeni care ar trebui recuperați de la Uniunea Europeană. Acum să vedem dacă ne mai dau banii, dacă s-a făcut macaroană. La inaugurarea electorală dinaintea alegerilor din 2020, ministrul Lucian Bode a declarat plin de emfază, citez, astăzi, spunea dânsul în noiembrie 2020, iată, reușim să recepționăm acest obiectiv. Recepția nu e încheiată, n-a fost făcută, dar asta este o altă discuție. A fost recepționată panglica. Panglica s-a tăiat, deci gata că s-a tăiat panglica, mintea politicienilor s-a și recepționat. Continuă dânsul, am schimbat total modul de lucru în cele 12 luni de guvernare, în ceea ce privește monitorizarea proiectelor, care se face în mod activ, în teren, așa cum s-a întâmplat și aici. Avem organizate ședințe de lucru săptămânale cu antreprenorii pentru a identifica problemele și pentru a le soluționa rapid. Deci eu cred că n-au făcut ședințele care trebuiau făcute sau ceva, că problema asta că se lasă podul în jos, n-au identificat-o. Și adevărul e că nici nu pot să-l condamne. Adică domnul Bode este specialist în energie, potrivit misterioasei sale teze de doctorat, pe care tot o caută dușmanul Șercan. Da. Dușman ca Șercan îl caută la teze și ăsta se tot ferește. Mowgli. Da. Nu știe dânsul cu podurile. De-aia nici nu mai e ministru la transporturi. E la interne. La interne, sigur, se pricepe. Da. De ce s-o fi lăsat podul? Asta e foarte tare. S-a lăsat pe gubaș. Da, și asta. Dar aparent, ci că au asfaltat prea mult. Au pus din plin. Nu există, mă, țara asta. Nu putea fi inventată. Testele CESTRIN. CESTRIN e centrul de studii al CNAIR. Pentru așa situație, ei au luat probe. Carote, cum se zice. Luca, să întreb la dublu sau nimic, ce este carota. Deci au luat carote. Practic au forat. Știm, domnule. A, știți. Bun. Și de unde acolo vine termenul de caroten, de la morcov. Așa. Deci testele CESTRIN indică o grosime prea mare a asfaltului așternut pe tablier. Deci cât de gros, mă nene, nu înțeleg, cât de gros au făcut stratul de asfalt ca să se lase pod, dacă asta e explicația. Păi singura observ. Da, e singura explicație. Ne plângeam de stratul subțire de asfalt, de pe autostrăzi, drumuri naționale și așa mai departe. Deci, și au zis, bă, aici să punem, vine șeful...
Cât avem de pus? Pune, 20 de centimetri, pune 80. Aia, asfaltatorii, ca să nu zic asfaltangii, ei au văzut reclama aia la Pateu. E o reclamă, știi, la Pateu. Pune, pune, nu te zgârci, știi? Și am văzut cum să pune Pateu pe felia de pâine. Au zis, ce e, podul altceva decât o felie de pâine mai mare? Că noi de aici ne... Așa e. Pune, pune, nu te zgârci. Așa rezultă, așa rezultă pe cuvânt din explicația acest trin. Și asta e. Bă, dar și noi mereu ne mulțumim. Bă, că nu se asfaltează deloc. Bă, că e prea subțire. Bă, că se asfaltează prea mult. N-ai cum să nu înțelegi pe domnul mine. Și numai probleme pe capul lor. Uite ce situație, dar una peste alta, mi-e teamă că la vară cred că o să trece cu bacul pe la Călăraș în drum spre Vurvuru, deși dacă se menține seceta, cred că mergem pe nisip direct de la Dunăre. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.